Economistul Gitanas Nauseda este noul președinte al Lituaniei după o victorie clară pe care a obținut-o în turul 2 al scrutinului prezidențial desfășurat duminică în micuțul stat baltic. Nauseda a obținut un scor de 74% din voturile alegătorilor, în timp ce contracandidata sa, Ingrida Simonite, fost ministru al economiei, care și-a recunoscut înfrângerea în timpul numărării voturilor, a luat în jur de 25% din opțiunile celor cu drept de vot. Noul președinte ales a transmis că va continua drumul început de actualul șef de stat, Dalia Gribauskaite, unul dintre cei mai duri critici ai Rusiei și ai președintelui rus Vladimir Putin.